Salutare dragi și prieteni, eu sunt Dodo și bine v-am regăsit la un nou video, un video în care vom vorbi despre noile procesoare sau mai exact seria a doua de procesoare de la Coffee Lake, procesoare care s-au cam lăsat așteptate. Nu uitați dacă vă place ceea ce fac să apăsați și voi butonul de like, să dați un share pentru a vedea și prietenii voștri și pentru a mă susține bineînțeles și să apăsați butonul de subscribe să veniți și voi în clubul iubitorilor de piziuri. Așa că haideți să vedem despre ce procesoare uh, este vorba. Mă rog, și aceste procesoare sperăm să le vedem cât mai curând la noi în magazine. Ei bine, avem Celeron, da, seria Celeron, sunt, pentru cei care nu știți, sunt cele mai, da, varianta cea mai slabă și ieftină, accesibilă pentru toată lumea, da, sunt Celeronele. Un Celeron G4900, unde avem două nuclee fizice cu două threaduri la o frecvență 3.1 GHz, costă doar 192 RON, dar avem doar 2 mega cash, da, vedeți și voi un procesor ieftin, ei bine, la un asemenea procesor nu te poți aștepta să fie cine știe ce. Următorul, tot din această categorie, adică a seleronurilor, avem seleron G4920, vedem o frecvență ceva, ceva mai mare, tot două nuclee două treduri, o frecvență 3,2 GHz și va costa 240 de lei. Mă rog, Prețul ăsta care vi-l spun eu este cu aproximație, nu este ceva sigur. Trecem mai departe, Pentium G5400. Un alt procesor, dar aici deja avem, este vorba de două nuclee fizice și patru treduri. La frecvență 3,7 GHz, costă 291 de lei, mă rog, va veni cu un preț de 291 de lei aproximativ și avem aici 4 mega cash, deci deja ceva ceva mai bine. Dacă stăm bine să ne uităm în trecut, i3-urile vechi aveau undeva la 3 mega cash. Aici deja avem 4 mega cash. Odată cu aceste procesoare nu vă speriați, pentru că ar fi iurea să pui un astfel de procesor de 200 și ceva de lei și o placă de bază de 500-600 de lei, da? Așa că odată cu aceste procesoare vor apărea și uh, plăcile de bază mai ieftine, adică cele, da, care sunt mai accesibile. Mai departe, un alt procesor și uh, la număr vor fi 8 procesoare, avem Pentium G5500, tot două nuclee fizice și patru threaduri, tot 4 mega cache dar la o frecvență ceva mai mare 3.8 GHz și va costa undeva la 381 de lei. Chestia este foarte tare dacă stăm și ne uităm G5400 și G5500. Vedem și noi, practic ar fi cam același procesor, doar că avem o, frecvență mai mare de 100 de MHz mai mult. Mi se pare ca mai urea ceea ce fac, da, ce fac cei de la Intel, dar mă rog, Asta este. Avem, ia uitați aici, Pentium G 5600, avem o frecvență 3,9 GHz, tot 4 MHz, tot 2 nuclee fizice, 4 threaduri și va costa undeva la 426 de roni. Și bineînțeles, deja trecem la Core i3 8300, unde avem 4 nuclee fizice, 4 threaduri, 3,7 GHz uh, și va costa undeva la 633 roni. Vom avea aici undeva la 4, 6 mega un lucru bun. Cu toate că uh, unii speculau, da? era o speculație în care s-ar putea ca acest procesor să vină cu 8 mega ceea ce nu prea îmi vine mie să cred, dar să zicem din ceea ce știm că e cu 6, da, 6 mega cache. Mai departe, un alt procesor i5-8500, 6 nuclee fizice cu 6 treduri, un procesor super, super ok, la o frecvență de 3 GHz, dar poate ajunge la 4 GHz, avem 9 mega cache și va costa în jurul valori de 870 de ron. Și bineînțeles, Cori 5, 8600, pentru că l avem pe cel cu capa în coadă, tot 6 nuclee fișe, 6 treduri și avem 3,1 GHz, poate ajunge la 4,1 GHz și va costa undeva la 987 de lei și la fel avem aici un deci 9 MB cash. Uite, un procesor iarăși foarte ok, un procesor foarte bun, un procesor de gaming, putem spune chiar de gaming, un procesor extraordinar de bun. Dragii mei, acestea fiind spuse, avem 8 procesoare, 8 procesoare care să, nu știu, pe buzunarul fiecăruia. Adevărul este în felul următor. Așteptam cu nerăbdare aceste procesoare, nu vă pot spune exact cum vin aceste procesoare, nu vă pot spune dacă au modificat ceva în aceste procesoare uh, vis, -vis uh, asta legată da, de Spectrum și de MillTown, dar rămâne să vedem mai exact cam pe atunci ce și mă rog acestea oricum cred că erau deja pe bandă, nu se mai putea face nimic, dar rămâne să vedem, cu toate că uh, am putea spune că oarecum s-a rezolvat această problemă, am spus oarecum, nu în totalitate, dar sperăm uh, să nu avem probleme noi, utilizatori de rând, să nu avem probleme prea mari. Așa că, dragii mei, da, 8 procesoare noi, începând de la Celeron, Guri i3 și i5, în total 8 procesoare. Pe care abia așteptăm să le vedem în magazine, dar bineînțeles, așteptăm să vedem și uh, plăci de bază ceva mai ieftine, uh, deci să fie accesibile sau cel mai bine uh, niște plăci de bază de împerecheat cu aceste plăci, pentru că n-ai să poți să pui, cum am spus, seleronul uh, sau geurile, să le pui cu nu știu ce plăci de bază foarte, foarte scumpe, decât dacă în viitorul apropiat te gândești la un upgrade. Așa că, dragii mei, acestea fiind spuse, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, să dați un share și, bineînțeles, butonul de subscribe, să spuneți dacă vă plac astfel de videouri, dacă vreți să vin și vă plac, da, să vin cu știri de genul, unde voi să știți cam ce se întâmplă. Așa că, până data viitoare, eu v-am salutat și v-am pupat. Pa, pa!